Locuitorii din orașul ocupat Mariupol sunt forțați să vâneze porumbei pentru a se hrăni, a declarat primarul exilat al orașului Mariupol. Conform mesajul.ro, Boichenko a spus că locuitorii folosesc capcane improvizate pentru a prinde porumbeii și că forțele rusești își bat joc de oamenii care obișnuiau să își trăiască viața la maxim înainte de război, fără să știe ce înseamnă foamea sau lipsa apei potabile. Aceste lucruri teribile se întâmplă în secolul 21, în inima Europei, în fața întregii lumi, a mai adăugat el. Declarația lui Boichenko s-a încheiat cu câteva sfaturi despre pericolele pe care le reprezintă consumul de porumbei de către șeful Centrului de Asistență Medicală Primară numărul 3 din Mariupol, care a declarat: porumbeii sunt un teren propice pentru multe boli virale, bacteriene și fungice. În acest sens, carnea poate fi infectată, aceasta poate provoca histoplasmoză, encefalită, toxoplasmoză și alte boli periculoase. Astfel de boli sunt deosebit de periculoase pentru copiii și persoanele în vârstă. În absența unei îngrijiri medicale adecvate, poate duce chiar la deces, relatează mesajul.ro.